El și-a făcut o ruptură și așa. Am să știu, gata. Bine. Îmi fac mea culpa. Hai, cine mai vrea? Eu. Ok. Să mai scriu și eu. Da. Dăm... Ia, caută niște exerciții mai tipărat un pic. Da? Mai... Domnul profesor, dacă vreți, vă dau carte. Ia, super. Și alegeți... Asta e altul culege? Asta e altul culege. Nu aveți. Na. Așa. Am la culege pentru voi. Material am. Așa. Apropo de... Material. Da, și de partea dumneavoastră. Da, da, da. Bravură. Da. Zicem așa, modul din minus 0,3 în perioadă, minus 0,3 în perioadă, am închis modulul, minus modul dintr-o treime, plus modul din minus 0,2, plus 2, și închidem modulul, calculați. A scris bine acolo la minus modul de 1 pe 3? Ia uitați, domnul profesor. Modul de o treime, așa, da. Așa, e bine, da? Bine, da. Mirna, vorbești? Nu se aude nimic. Sonor. Sonorul. Să nu vă trecurează, că nu o sunt atenți. Voi sunteți atenți acolo. Ești, nu poți voi. Și dacă cumva greșește, vorbește... Plus, minus 1,9 de 5. La primul modul, ce e? Păi la primul modul e... Modul de minus 1 pe 3, cât e fata mea? Modul de că minus... ai anulat modulul. Cât e modul de minus 1 pe 3? 1 pe 3. Păi e 1 pe 3, nu minus 1 pe 3. Te rog să mă lași. S-a înregistrat. S-a înregistrat, așa, sigur. Deci, Miruna, te rog frumos. Dar vreau să spun un lucru. S-a înregistrat că și tu ai zis tot minus 1 pe 3. Exact, și ai fost de acord. Miara, te rog să nu mai intervenii. Da? Să văd pe ei ce fac acolo. Bine. Lăsăm așa. Păi dacă nu se sizați niciunul... Se duce greșeala și o să vedem... Da, eu și domnul profesor, suntem atenți, voi... O să ne... Cei care o să urmărească... Păi 1 pe 3 cu minus 1 pe 3 și Miruna se rămâne. Și rămâne doar modulul acela. Ce faci? Ce deci ea e undeva unde s-a blocat. 1 pe 3 și minus 1 pe 3. Da, și eu m-am. Ca să nu mai pierzi timpul. Dar nu-i 0 pe 3. Cum să fie 0 pe 3? Adi, ce-i cu tine? Cum 0 pe 3? Un măr minus un măr, 0. Da. 0 pe 3, chiar. Tu ai zis că e 0 pe 3. Și 0 pe 3 cât este? Tot 0. Păi da, deci până la 3. 0? Poți la 3 fac 0. Lasă așa, aftea, bără, rușin. Și mie, dar nu-mi ți zăvă. Plus, ce-ți mai fac? Și mie mi-e rușit, dar ce-ți mai fac? 9 pe 5 și 9 pe 5. 9 pe 5 face 9 pe 5, corect, da? Acum tot eu, văd. Eu! Hai să vedem. 1,8 mi-e zăvă. Hai, da, ieși. Doamna, vreau să-l dai să-l dai. Îl dictez. Ter tabla între timp, știi, ca să-ți fac ție un spațiu. Zim așa. Paranteză dreaptă, 0,1 în perioadă 5, 1 în perioadă 5, plus 1 întreg și 4 pe 15, 1 întreg
trec și 4 supra 15. Ghide, o ne trec și 4 pe 15, să crezi tu că mie îmi place cum ai scris. Hai, deci mie e deloc. Păi, un întreg și plusul, în dreptul plusului celălalt, da? Un întreg și 4 pe 5, așa, da? Pe 15. 4 pe 15. Un întreg și 4 pe 15 și chid din paranteza dreaptă. Minus, paranteza rotundă, deschidem. Un întreg și o treime. Și o treime. Plus 2 întregi și 3 cincimi. 2 întregi, 3 cincimi. 3 cincimi. 3 cincimi. Minus 3 întregi și 3 întregi și 15 și 1 pe 15. Chidem paranteza. E calcul. Bun. Mă paranteză pătrată, 15 minus 1 pe 90. 15 minus 1 fără deodată, 14. Sunt subînțelege, ca să mergi ritmul. 14 pe 90 plus tot aici 5, 19. Pune-te linia de fracții. 19 pe 15. Deschidem paranteza, minus, minus deschidem paranteza, 4, 4 pe 3, 4 pe 3, plus 5 ori 20, 13 pe 5. Da, 13 pe 5, minus, minus 15 ori 3, 126. 15 ori 3, 45 faci. Da. La mine, nu știu la tine cât faci. A, da. 15 ori 3, de 3 ori de 15 face 45, scurul 46. 46. Cum ai gândit tu de ți-o dat 200 și nu știu de ce? Da, supra 5. Hai, adu-ți-o! 15 la a doua? Viață. Da, supra 15, închide paranteza. Iute, egal mai departe cu? Amplificăm cu 6. Cu 6 și... Și vine o singură linie de fracții. Nu mai punem paranteza, o singură, 14 plus 19 ori 6, a ori, asta și așa. 6 ori 9, 54. Voi aduți. S-o fac eu, nu? 6 ori 9, 54, 6 ori 6 și cu 5, 11. Hai, hai, hai. 120. 90 minus linii de fracție lungă, o singură linie de fracție. Care 15, 5 și cu 3. 5 ori 4, 20. Așa, mai viteză. 20 plus 39 minus 46, totul supra 15. Așa, așa trebuie să meargă. Da, supra 15, egal cu? Așa, ia să adunăm. 8, 128. 128 supra 90 minus linie de fracție. Iată cum facem. 6, 9, 15, 5 și 1. Da? 5 cu 3, 8. 128, 10. 14 plus 114. 14 plus 114. 105 supra 15. Și iar amplificăm 6 aici. Așa. O să fie o linie de fracție. Cât o da minu? 128 minus... Prima și corect. 6 ori 5, 35, 30. 0 și 3 minus 0. Și 3, 3, 630 pe 90. Este egal cu... Ia să vedem. 8. Mai întâi semnul vreau. A minus. Așa, punem minusul. 8. Deci 8. 8 din 10, 2. A, așa. Scădem din. Așa. Da? 8 din 10, 2. 2. 1 din 3. Domnul profesor, e greșeală. E minus 46, da. Adică nu e atent. Minus 46. Deci paranteza aceea. Aici, 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 aici,
Minus 46. De aici, aici, ai pus plus. Minus 46. Păi, schimbă rezultatul. Sigur că da. Și acolo nu mai dă. 128. E bine 128 pe da, 90, da? Da, pe 90, da? Minus 13 pe 15. Acum, 9, 59, minus 46, da? 13, da. 13, da? Mirna, te rog să fii atent, ai rezolvat, urmărește-l și pe Adi ca să vă puteți corecta, sigur că da, să lucrați în echipă. Că el deci, îi bebe și el merge. Tu ai terminat. Da. Nu, gata, nu am nu nicio stăm treabă. De vorbă cu Adi. Poate între timp se sesizează greșeală exact. Ca să putem corecta. Păi tot cu 6 am plinit. Tot cu 6, da. Așa. Nu mai e 105 acolo, e 13, da. Adus-ul. Deci vine... 78. Așa, și acum se poate rezolva. Poate deci, și acum și înainte se putea, nu e în... Să păta fără. Acum ar fi plus. Da. 50 aduce, da. 50 prea 90 și 59. Că mergem și mai repede așa. Lucrăm mai mult. Da, 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 da. Dacă sunteți atenți. Deci ne ajutăm. Exact, hai să fim atenți. Și avem câștigul acela că avem numai mai mare de greșit. Nu mă întorc și vorbesc cu colega. Dar aveam colega și dar indiferent. Dacă o să lucreze. Și urmărește pe aduce. Deschide caietul. Da. Să vedem așa. De unde? Cu ce nu ți-a ieșit aici? Zicem, în felul următor. Paranteză dreaptă, 3,5 minus 0,8 în perioadă, deschidem paranteza dreaptă, minus, o altă paranteză deschidem. Dreaptă sau rotundă? Dreaptă. Deci nu înțeleg care e rostul de paranteze drept, dar hai să fie. Perioada. Un întreg, din cauza perioada, da. Un întreg și 0,6 în perioadă, un întreg și 0,6 în perioadă, minus 0,7 în perioadă. 7 în perioadă, da? 0,7 în perioadă. Închidem paranteza. Minus 2 pe 15. Minus 2 pe 15. Egal. Egal cu... Vă anunț că nu urmărești de orice ești. Da, adică lucrează, vorbește. 3 pe 5, minus 8, 9. Și ceilalți urmăresc, dar cumva greșește. Fără Mihaela, nu interesează. Corect, am înțeles. Eu am tăcut. Paranteză pătrată, 1,36 pe 9, minus 7 pe 9, păi, acolo așa e scris corect, domn profesor, 1,0,6. Un întreg și 0, 0 parte neperiodică, 6 parte periodică. Am citit eu greșit, da? Ne-asum. Deci un întreg, 1,06 în perioadă. 0,6 în perioadă, așa. Așa. Bun. Și egal cu, amplificăm... Și 3. Bine așa? Păi stai puțin, 1,06 în perioadă. Păi da, dar eu sunt. 1,36 pe 90. Aia, asta e altceva. Da, acolo. Ca să spune domnul profesor, pune așa voastră. Fost dacă nu mă lăsă. Nu știam, de ce... Amplificarea. Eram cu gândul meu profesor. Credeți? Tot domn profesor a descoperit. Nu, eu am descoperit greșeala că nu înțelegeam. Hai să vedem. Continuăm repede, repede. Vă zici și tu. Vorbește-mi. 90 că amplificăm ca să avem aceeași cuptor cu 9 și cu 5. Și cât? 27 minus 40 pe 45 minus 90 ori 1, 96 pe 90. Da. Dar mai faceți-mi o dată. Minus 7 pe 9. Minus 2 pe 15. Egal cu. 27 minus 40 e 13. Minus. Dai! Păi tu ai zis 13. Minus 13 pe 45. Minus 96. Aici amplificăm cu 10. Și o să avem 96 minus 70, adică 26 pe 90, minus 2 pe 15. Și vrem numitorul comun care e 90 și amplificăm
prima fracție cu 2, a doua o lăsăm așa și cu 3 o aplicăm cu 6. Și vom avea minus 26, minus 26, minus 26, minus 18, pe 90. E ceva de creșit? Minus 20. Vezi tu... Adi, bine? Minus 13. Hai tu fuma, Adi. Este 2, e bine. Da, hai. Adira, e bine? Anca? 52. Iar e bine. Minus 12, pe 90. Și în plus... Băi, asta e încercă. Minus 64 pe 90. 13. Deci, în cazul ăla, bucuria de vitalitate. 32 pe 45. 32 pe 45. Dar minus se pune în dreptul liniei de fracție. Da. Dacă e corect. Eu nu, n-am urmărit loc. Adică e corect? Eu trebuie să tag, domnul profesor. Da. E baza lor. 7, 9, 6. Cine, dacă aveți vreo observație, dacă e vreo greșeală, că... Adică e lucrat? Dacă nu, să ne sune cineva. Corect, dar tot zicea, da, da, și... Eu zic că-i corect. Deci, voi greși că... Uite-te la mama ta să vezi că nu... Că nu-i de aceeași părere. Nu, după aia, mâine, e corect. Eu trebuie să tac, Adi, eu trebuie să tac. Eu mai am voie, m-am înțeles, domn profesor, să tac, așa cum voi. Păi, corect, eu zic că-i corect. Mi-aș dat seama imediat, corect, dar nu se uite la mine. Da, nu se uite la tine, da, da. E corect, eu zic că-i corect. Și eu. Deci, papa. Mergem pe mâna voastră, da? O ștergem atunci. Și dacă nu-i corect, să ne sune cineva. Să ne sune cineva, să, da. Să zică că ceva nu-i bine. Sau. Da. Ei, aici... Băi, adu-te, dacă mai copii de pe mamă, am riscat. Nu m-am uitat deloc. Știu, am văzut. E interesantă plăgerea care m-a dus-o. Acum că... eu! Are domnul... Ia uitați aici ce compui domnul profesor, ce da. Să bați iată la tabă. Eu nu dovezi. Nu uitați de like și share. Da, da, și șer, corect. A, așa. Eu. Din când în când spunem și chestia asta. Hai să vedem mai de așa. Încearcă și Adina după Adina. Da. Dar da, parcă a prins și ea un pic de curaj. O aștept. O aștept foarte repede. Adi. 3 supra 1 pe 4. 3 supra. 1 pe 4. Plus 3. Da. Supra 4 pe 4. Vezi unde pui plusul. Plus, plus, plus. Mai băiatul. La prima. Așa. Nu. 3 supra, am greșit eu, 3 supra 1 ori 4. Aaaa! Da. Aha, acum ziceam, uuuu! 3 supra... Plus, să știu! Plus, 3 supra 4 ori 7. 3 supra 4 ori 7. Așa, plus așa mai departe greșit. Plus așa mai departe, plus... 3 supra 25. 4 ori 28. 3, da, 4 ori 7. 25 ori 28. Da. Știu. Închide paranteza. A, dar ce era paranteza? Așa. Minus. Deschide o altă paranteză. 4 supra 1 ori 5. 4 supra 1 ori 5. Haide, domn profesor, sunteți prea bun cu mine. Plus 4 supra 5 ori 9. 5 ori 9. Plus 4 supra 9 ori 13. Plus 4 supra 25 ori 29. Plus puncte, puncte. Atât? Da, plus puncte, puncte, plus 4 supra 25 ori 29. Dacă ai fi scris și plusurile acelea în dreptul fracțiunii, ar fi fost foarte încântat. Dar uite, repară ce se mai poate repara. Da? Și aici, plusul de aici. Da. Domn profesor, ăsta-i tot? Atât, da. Ca să știm, ne apucăm, da? Da, da. Da. Fiecare în particular, cum da, 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 lucrează. Fiecare bă. Individual. De cu voce tare. Da, sigur, tu ești la comandă. Ești la comandă, exact. Paranteză rotundă, 4... 4 minus 1 supra 1 4 plus 7 așa 7 minus 4 supra 4 7 plus și așa mai departe plus 28 minus 25
vorbești, adu-ți-o. 5 minus 1. Da, chiar așa face. 5 plus 9 minus 5. Cumva? 5. Unde e? Ca să știu. Less. 29 minus 25 și 25 minus 29. Acum, cum era? Separăm. Distribuim numitorul fibră. Deci 1 supra 1 ori 4. 4 supra... 1 supra... sau 4 supra 1 ori 4. Păi dacă fetele nu înțeleg să zic. Minus 1 supra 1 ori 4. Vă să spuneți, da? Minus 1... Că domnul profesor vă explică, uitați-l, domnul profesor. Sigur, supra 1 ori 4. 1 ori 4 plus 7 supra 4, 7. Hai, hai, mai repede, mai repede. Hai, hai! Bagă viteză. Minus... 4 supra 4 ori 7. Hai, mai zice, mă. 4 ori... Nici ține nu-ți vin să cred că te descurci. Așa. Plus 28 pe 28 adaugă 25 ori 25. Tu nu înțelegi, Adina? Nu. Nu înțelegi, nu? Ce faci că Adina nu înțelege? De la acolo, de la 4... De aici? Da, nu am mai înțeles. Explică. Distribuim numărătorul la numitor. Numitorul la numărător? Nu. Așa numit, da. Numitorul ăsta de jos? Da, numitorul la numărător. Adică, fă să înțeleagă că tu nu înțelegi. Exact. Că tot nu înțeles. Nu înțeleg. Păi mă. Când simplifici aici... Nu. Deci așa, mai Adina. Hai să ne închipuim așa. Când avem 5 pe 3 minus 7 pe 3, când avem 5 pe 3 minus 7 pe 3, scriem egal cu 5 minus 7 totul pe 3. Dar egalitatea poate fi citită și din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Așteaptă un pic, când am dat. Având 5 minus 7, distribuim pe 3 lui 5 și lui 7. Adică o dată, două fracții care au același numitor. Adică, uite cum trebuie să explici, mă. Două fracții care au același numitor. Scriem numitorul comun și calculăm cu numărătorii. Dacă e adunare, dacă e scădere, dacă e mulțire. Da? Dacă e adunare și scădere. Și îndată, putem și egalitatea văzută din dreapta spre stânga. Dacă ești într-o situație că n-ai 5 minus 7 supra 3, înseamnă că pe 3 îl distribui. De unde vine asta? La posta 5 pe 3 minus 7 pe 3. El așa vede aici. 4 minus 1, postul 3 de aici, înseamnă că are pe 4 și pe 1. O scădere. Și acum numitorul 1 ori 4 îl distribuie și la 4 și la 1. Și la 1. Și atunci vine 4 supra 1 pe 4, ori 1 ori 4, minus 1 supra 1 ori 4. Dacă aici e minus. Da? Ți-a distribuit numitorul, da, numitorul și nu ăsta și ăsta. Pe român. Bă, până când, tu trebuie să-i explici până când el zice, gata, am înțeles. Tu n-auzi? Dacă el nu zice, tu îi explici în continuare. O, e încă o dată și încă o dată. Asta e rostul profesorului. Iarăși, 7 minus 4. 7 minus 4, fostul 3 de aici. Eu sunt în situația când am o scădere și atunci 4 pe 7 îl distribui lui 7, pentru că în condițiile voi surprinde așa, 7 supra 4 ori 7, minus 4, supra 4 ori 7. Adică ce am scris eu aici? Păi exact așa, ce am scris eu aici? Da? Așa, așa ultima, da? Minus 25, așa, supra 25, 28, minus
așa unde suntem aici, nu? Dar minus la fel facem și aici, distribuim numitorii la numărători. Formidabil! Așa facem și aici. Este esențial. Așa facem și aici. 5. Minus 1. 1/5. Minus 1. Da. Gata. Minus 1 pe 812. Da. Bravo. 5 plus. 9/5 ori 9. Nu-mi place aici scrierea. Tu ori de câte ori nu pui linia de fracție întâi, iese prost. Da. Deci pui întâi linia 9, 5 ori 9. Da? Da? Minus? Cât e? 5 supra 5 ori 9. Minus de aia de fracție, 5 supra 5 ori 9. Plus și ori 9. Și așa mai departe, punct de puncte, plus 29 supra. Asta nu-i sensul lumina. O sensul lumina? Da, da, da. Gata, mi-a avut. 20. Cât e? 29 supra 25 ori 29. Dar nu contează dacă nu se lovi 29 ori 29. 29 ori 25. Păi da, produsul nu este comutativ. 2 ori 3 e egal cu 3 ori 2. Corect. 25. Supra 25. Mai avem o dată două. 25 ori 29. Da. Chidim paranteza și egal mai departe cu... Egal, acum simplificăm. Hai cu ce? 4 cu 4. 4 cu 4, 1 cu 1, 7 cu 7, 4 cu 4, 28 cu 28, 25 cu 25 și aici la fel. 5 cu 5, 1 cu 1, 9 cu 9, 5 cu 5. 29 cu 29 și 25 cu 25 și din prima ne rămâne 1 minus 1 pe 1, adică 1 1 minus, deci am gândit că 1 minus 1 minus ăsta, aici e 1 pe 1 minus o pătrime, minus o pătrime ca să vadă toată lumea, minus 1 pe 4 minus 1 pe 4 plus 1 pe 4 1 pe 4. Nu-mi place cum ai scris. Păi, ce-am spus? Așa-i învățat. Minus 1 pe 7. Minus 1 pe 7. Plus 1 pe 7. Plus. Nu-mi place cum scrie. Plusul acela nu așa. Mai ade. Păi, trebuie să-i placă ochiul lui, mă. Plus. Și în dreptul plus, punem așa, da? Uh-huh. Mă aruncam așa, în scârbă. 1 pe 7. Așa, după plus 6. Puncte, puncte. Așa mai departe. Plus. Plus. 1 pe 25. Minus 1 pe... Deci 1 pe... 28. 1 pe 28. Chine în paranteza. Te duci să vă plămâni? Așa, am înțeles. Așa. Închidem paranteza. La fel facem și aici. Minus... Dar ce observăm la paranteza asta? Adu-ți-o că... Ca să nu sau scrie de sub. Ce observăm? Scrie și pe cealaltă. Minus de desubt. Minus de desubt. De desubt. Scrie eu. Sub prima paranteză. Așa. Minus... Minus... 1 pe 1. Minus 1. Minus 1. Deschide paranteza. Deschide paranteza. Dacă faci eu asta. Minus. Hai, gata. Minus. Minusul fața linii. În fața paranteze. Minus. Deschidem paranteza. Ce avem acum? 1 pe 1. 1. Minus. 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Plus 1 pe 5. Plus 1. Nu? Nu-i bine? Întâi vine la difracție. 5. Da. Minus 1 pe 9. Minus 1 pe 9. Vezi unde scris. Linia de fracție. 1 pe 9. Plus 1 pe 9. Și așa mai departe. Așa. Plus așa mai departe. Așa. Hai să ne mai lăsim puțin. Plus, uite, ești acolo la tine. La tine ești. În spate. În fața ta. Băi, da.
A plus 1 plus pe 25. 1 pe 25. Minus 1 pe 29. Da. Nu înțelegi? Am înțeles. 1 pe 29. Închidem paranteză. Închidem paranteză și acum simplificăm. Reducem. Reducem. Minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Simplificăm numărător cu numitor. Da. Și când e plus cu minus, reducem. De. Minus 1 pe 7. Minus 1 pe 7 plus 1 pe 7. Sigur, minus 25, 25, așa, aici, minus 1 pe 5, plus 1 pe 5, minus 1 pe 9, plus 1 pe 9, minus 25, plus minus 1 pe 25. Minus 1 pe 25, plus 1 pe 25, da. Și se rămâne în prima paranteză, 1 minus, 1 minus. Așa, deschide paranteza, 1 minus, 1 pe 28. 1 pe 28 minus, închide paranteza, aduți-o. Închidem paranteza. Minus a doua paranteză, o deschidem. 1 minus. Minus 1 pe 29. 1 pe 29, mamă ce spectaculos. Și închidem paranteza. Mai departe, aducem la același numitor prima paranteză, aduți-o, vorbește. Aici cu 28 minus 1, 27 pe 28. 27. Mărim un pic ritmul. Exact, 27 pe 28. Minus 28 pe 29. Bravo. Minus 28 pe 29. Pe 29. Linia de fracție. Vezi cum o pui ca tipul domn profesor? Da. Te rog frumos. Și ție. Te întorci și începe în greșit la început, dacă mai scrie o dată în greșit. Așa și egal cu? Egal cu, da. Da, acolo mulțim. Facem. 28, 29 n-au nimic comun, trebuie să mulțim 27 ori 29. Da, și dă minus 1 supra 812. Facem calculul direct, minus 1 supra 812. Scrie, minus 1 supra 812 e rezultat final. Final. Și ai lucrat corect. Dar ritmul, umblăm la ritm, Adi. Da? Ritmul. Cine mai vrea? Ritmul. Și eu vreau. E cel care... Stai puțin, vrea și Adina. Vrei dar deci, ritmul este cel care te trădează, pentru că n-ai antrenament. Da? Știi ca la handbal. Nu știu dacă știi de la handbal. Dacă nu ingresezi mai mult, ia să vedem. Hai să mai trecem și la alte chestiuni. Deci să zicem așa. Da. Scrie, adu-te, scrie. Putem să scrie. Minus 44 pe 3 împărțit la minus 1 întreg și 1 pe 10. Nu trec și 1 pe 10. Împărțit ați zis, nu? Da, împărțit. Împărțit la minus 1 pe... Minus 1 întreg și 1 pe 10. Deci, minus 4 pe 33. Minus 4 pe 3. Împărțit la minus 1 întreg și 1 pe 10. Împărțit la minus 1 și 1 pe 10. Și împărțit la minus 4 pe 15. Împărțit la minus 4 pe 15? Împărțit la minus 4 pe 15. Asta e tot? Da. Nu place aici cum e scris. Deci, este minus 44 pe 3 împărțit la minus 1 pe minus 1. Minus 1 și o zecime. Nu-i nescris corect. Când apare, când ți-am pus așa, în situația asta, nu trebuie să pui paranteze. Când nu, succesiunea singură așa, nu poate. Eu am zis, am împărțit la, am făcut o pauză, împărțit la minus 1 și 1 pe 10. Dacă eram împărțit la 1 întreg și o zecime, nu era nevoie de paranteză. Așa, împărțit la minus 1 și o zecime, nu mai dictezi o paranteză. Tu trebuie să simți nevoia. Să pui paranteza. Da? Și atenție multe, reiau ideea. Deci când am dictat, am zis așa. Minus 4 pe 33. 44 pe 3. Minus 44 pe 3. Împărțit la... Da. Minus 1 în 3 și o zecime. Și o zecime. Împărțit la minus... Păi cum să fii împărțit și minus 1 de altul? Trebuie să-l pui până în paranteză. Da. Indicator, da. Este? Da. Da. E scris acolo că minus 44 pe 3
împărțit la... Vorbește că nu știu ce este. 10 minus 11. Tăti, ce ori 10? Păi așa se face. Păi ori 10 minus 11. Aaa, mulțumim prima cu doua răsturnată, da? Da, da. Bine, mă, că am uitat asta. De 4 și egal cu... Se mai întâmplă. Cu 2. Să suntem cu sigur că... 5 minus 2. Da. 4 minus 44 minus 11 minus 4. Sigur că da. Aici o să rămână 4 și 4 cu 16. Dar de ce prin minus 4? A, nu știu, 10. Am zic, prin minus 11. Prin minus 11 aia asta. Și 15 cu 3. 4. 4. Și aici 1. Pro 1. Așa, 16, 15 cu 3. Unde? Așa. Bun, stai că eu zic în rând, nu. Așa. Se vede. Așa. Și egal cu... Câtă? Da, dacă sesizat o greșeală, are voie să intervină. Ai sesizat? Ceva e neclar lui acolo și plică pe greșeală. Cred că copiii ditabla a dus după zi, ce face? Păi atunci ai zis dacă ai sesizat. Ai greșit, tu. Minus 50. Minus 50 mi-ai dat și mie. Mai vedem o dată și pentru... Și ție? Celălalt de ferințe. Deci atenție ce zic, spune aici. Zice așa, minus 4 pe... Minus 44 pe 3. Minus 44 pe 3. Împărțit la, aici a fost momentul important, împărțit la, profesorul nu spune împărțit la minus, a spus clar, împărțit la numărul care urmează este minus 1 întreg și o zecime. Minus 1 întreg și o zecime. Atunci tu simți nevoie să spui paranteză. Dincolo, împărțit la, miruna, l-a ascuns pe minusul acela. Dacă îl punea în fața linii difracții, putea să pună și în fața linii difracții, atunci era obligație să spună așa. Minus 4 pe 15. Și l-a ascuns pe minus, punându-l la numărător, sau putea să-l pună la numitor. Și atunci trebuia să pună paranteză. Nu trebuia. Nu, la, în fața linii difracții trebuia dacă să pună paranteză. Dacă punea în fața linii difracții, neapărat paranteză. Da? Eu îl pun în fața linii difracții și n-am pus paranteză. L-ai pus în fața linii difracții și l-ai pus. Și-au apărut și împărțiri și minus și ce înseamnă? Nu, la mijloc nu, dar la... Deci în felul ăsta, ea lucrează bine. Da, e corect, corect, da. Corect. Bine, mergem mai departe repede și vedem un alt lucru. Foarte fain. Cine mai vrea? Din astea, nici din astea nu vreți? Sigur. Vrei din astea ești? Păi nu știu, domn profesor îți dă, nu eu. Eu nu am... Nu, domnul profesor, bă, nu forțez pe nimeni. Nu mă forțează, cine, dacă vreți. Cine vrea, vrea. Cine nu? Eu. Dar tu abia ai fost. Păi tu mai vrei? Ia să vedem. Mâna pe ai. A, păi eu cred. Nu e problemă. Minus 36 pe 25. Deci minus 13. Împărțit la 18 pe 5. 18 supra 5. Minus... Minus 1 întreg și 7 pe 15. Minus, deci minus, minus 1 întreg și 7 pe 15. Egal? Cum am spus? Minus, am zis minus, a făcut o pauză. Minus 1 întreg. Da, minus 1 întreg și 7 pe 15. Așa-i părere. Minus, numărul, minus 1 întreg și 7 pe 15. Deci îl pui obligatoriu în paranteză. Da? Împărțit, Miruna, în continuare, împărțit la 17 între și 2 treimi. 17 și 2 treimi. 17 treci, 2 treimi. Vorbește, vorbește, că fără sonor. Minus 36 pe 25 ori 5 pe 18. Plus. Așa, plus deodată. 22 pe 15. Nu-mi place cum scrii. O pus plus deodată. S-a întâmplat, s-a întâmplat. Deci întâi și întâi punem linia de fracție, da? Da. Împărțit
La 3 ori 17, 51. Și cu 2? Și cu 2, 53. 53 pe 3. 53 pe 3. Și acum, minus 36 cu 18, simplificăm prin 18 și aici o să avem minus 2. Corect. Și aici 1. 25 pe 5. Și este minus 25. Și egal cu, dar nu zi mai doamne, cât să dăm. Minus 2 pe 5. Da. Plus 22 pe 15 ori 3 pe 53. 3 pe 15 și aici va fi 5. Da. Și egal cu minus 2 pe 5 plus 22 pe 5 ori 3, 15, 5 ori 5, 265, 22 pe 265 și egal cu 265 împărțim la 5, avem 5, 25, 15, 3, 53, aici amplificăm cu 53. E egal cu 53 ori minus 2 va fi minus 106. Minus 106 pe 5. Nu, minus 106 pe 26. Plus 5 ori 22. Nu, 5 ori 22. 5 ori 22. Egal cu aici. Egal cu minus 106 plus 22 84 pe 265. Și nu sunt mai sigur. Atâta, e bine? Da. Deci e corect? Ștergem tabla și să vedem o altă, un alt exercițiu. Vreau să-i găsești așa cu vedere mea? Bine. Nu mai ești ca eu, că nu am înțeles. Am înțeles, dar este într-un moment greu. Adi? Aici este într-un moment greu. Da. A apărut durerea de mână. La spate de mână. Dar știi ce? Lipsa de antrenamente. Da? Merge în mâini. Ca să dezvolți mușchii. Da? Nu uitați, like și share. A, stai. Vă spun eu locul ăla. Să zicem mai departe. Zice, se știe că x supra y e egal cu 0,5. Aflați, y pe x e egal cu cine? Y supra x e egal cu cine? X pe y e egal cu 5 pe 10. Se simplifică și avem 1 pe 2, ceea ce înseamnă rezultă că x va fi egal cu 1 și y va fi egal cu 2 și atunci y pe x va fi 2 pe 1 și egal cu 2. Deci din clipa în care ai găsit x pe y egal cu 1 pe 2, y pe x e... Deci dacă ai x supra y egal cu 1 pe 2, da, atunci cât este y pe x? Da. Inversă. Da, 2 pe 1. Deci de aici y pe x egal cu 2 pe 1. Da. Cam inversă fracția. Corect. Chestia asta că x-ul e 1 și y-ul e 2 nu-i prea la îndemână, pentru că tot așa 1 pe 2 poate să fie 3 pe 6. Și 3 pe 6 înseamnă x egal cu 3 și y egal cu 6, că tot 1 pe 2. Numai dacă te duci la fracția ireductibilă, cum te-ai dus tu, deci două fracții sunt egale, nu neapărat când numărătorul e egal cu numărătorul și numitorul e egal cu numitorul. Când produsul mesurilor e egal cu produsul extremilor, știm noi. Înțeles? Deci faci așa, da? Deci da. Așa trebuie văzut. Acum mai vreau, știind că x pe y este 1 pe 2, cât este 2x supra y? Egal cu 1 pe 2, atunci 2x supra y egal cu? 2x supra y egal cu? Păi 2x egal cu y.
plusul mijelor egal cu plusul extremilor. Da. Și atunci y cu... Dacă 2x egal cu y, facem y, înlocuim y cu y și apoi mai fie egal cu 1. Da. Însă, e cu lucra corect. Dar redactarea este... Îmi place. Deci nu-mi place? Eu nu înțeleg. Da. 2x supra y e egal cu, trebuia să scrii, mama. 2x supra y este egal cu. Așa. 2x supra y. Deci din clipa în care ai zis... Deci dacă de x supra y este egal cu 1 pe 2... Atunci 2x egal cu y. Mai scriu cu atât. Și atunci 2x supra y egal cu... Y. Și înlocuim pe 2x cu y. Asta da. E corect. Deci ce-am făcut ea? Tocmai am atras atenția că produsul mediu e egal cu plus extrem. Și a zis, bine, 2x egal cu y atunci. Și atunci, fosta fracție asta, este acum 2x pe, așa era, 2x pe y egal cu, în loc de 2x punem cât am găsit y-ul și y pe y, lăsăm, și y pe y faci 1. Altă idee, altceva, cum putea să mai găsesc, tot la 1 să ajung, dar altfel. Păi x-ul e 1, y-ul e 2. 2, atenție, 2x supra y poate fi scris ca fiind 2 ori x pe y. Și 2 ori 1 pe 2? Sigur că da. Și ăsta cum e 1 pe 2, înseamnă 2 ori 1 pe 2, care înseamnă 1. Deci aici am vrut să vă spun. Tu te-ai dus foarte bine, ai lucrat corect, dar e mai elegant să se zăm așa, parcă zic eu. Nu? 2 ori x pe y. A înțelege bine aici că e vorba de înmulțirea fracțiilor 2 pe 1, dacă vreți. Cum se înmulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii 3. Deci 2x supra y, subînțeles, 2 ori x pe y. Și o altă întrebare. Cât este? X plus y totul pe y. X plus y totul supra y. Valem cu aia asta, ca distribuim, nu? X supra y supra y egal cu 2x. Y egal cu 2x, din pro... Deci ai tu? Da, să distrage egal cu x. Iată, Adi și cu Miruna, Mihaela zice așa. Distribuim. Că știm cât e x supra 2x, te duce și pe ideea, ca să nu întoarcem la toate. Și face 2 pe 3, 3 pe 2, și corect. Da. Deci face... Ea are condiția că 2x egal cu y, din calitate. Da, și înlocuim, că y supra y. Și corect și așa. Și vine x plus 2x supra 2x și face 3x pe 2x și egal cu 3 pe 2 și bine. O altă variantă a fost să distribuim. Plecăm din nou, x plus y, totul supra y. X plus y, totul supra y. Distribuim egal cu x supra y, totul supra y. Ia uite. Plus 1. Plus 1. Plus y supra y. Și x pe y, da, că știm că e 1 pe 2. 1 pe 2 plus 1 și tot 3 pe 2. Dacă x pe y egal cu 1 pe 2, cât este x supra y totul la pătrat? X supra y fiind egal cu 1 pe 2, cât este x plus x supra y totul la pătrat? La pătrat, da? Da. X supra y. Zi adu-te. Unu... Simplu. Zi rezultatul. Unu pe toată. Foarte bine. Așa am și stânga și dreapta, da? Da, nu zi simplu. Zi rezultatul. Înțelegi? Bun. Bravo. Cât este mersi. X la a treia supra y la a treia? X la a treia supra y la a treia. Unu la a opta. Unu pe opta. Totul la a treia. Și unul pe 2 la 3-a și este 1 supra 8. Ai 2 la 3-a, da, mi-e 3-a. Da, 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 da. Bravo, iubita, bravo. Te rog să mai notezi așa. Vreau să-mi găsești, tot în acest exercițiu, cât este... A nu mai simt? Cât este... Da. Ai mă, de ce ai obosit? Nu. Bine. Cât este, da. Cât este x pătrat plus 2xy x pătrat plus 2xy 2xy
plus y pătrat, y pătrat, totul supra, totul supra y pătrat. Y pătrat. Avem așa, x la a doua pe y la a doua. Excelent. Plus. Deci și nu spui egal mai departe. Egal acolo mai departe. Trebuie să sumez, să spun eu. Egal cu? X la a doua supra y la a doua, care se poate scrie, vreau să fac. Am înțeles, am înțeles, dar lasă, lasă așa ca să înțeleg. Plus, plus 2xy. Plus 2xy supra y la 2 care se scrie plus y plus 1. Ce-a făcut? A distribuit numitorul. Și egal cu... Măi, fete, rog. Ce face? Distribuie numitorul. Am o adunare sus, numitorul comun y pătrat. Dar x supra y tot la 2 știi cât e. Îl știi, îl înlocuiește îndată. Vine 2x, 2x pe y, plus 1, și egal mai departe, cum? 1 la a doua, 1 la a patra, cât 1 pe 2 la a doua, 1. Plus 2x la, 2x pe y la a patra? Am luat pe 2x pe y. Da, puterea? Așa. 2 ori x pe y, e 1 parcă. 2x pe y e 1. Plus 1, plus 1, 4, și va fi 1 pe 4 plus 2, amplificăm cu 4. Și va fi egal cu 1 plus 8 și va fi egal cu 9 pe 4. 9 pe 4. Altfel. Eu știu. Aș fi vrut și într-un alt mod. Cum? Eu știu. Și a fost ideea frumoasă. Da, m-am dus frumoasă. Pe el, să știți. A fost ideea frumoasă de, a distribuirii. Da, foarte faină. Eu m-aș dar și alt mod. Nu degeaba am făcut mai înainte x plus y totul pe y. Ia scrieți așa, x plus y totul pe y. Am făcut câte este. X plus y totul pe y. Totul pe y. Vai, Miruna, nu scris. Da. Vai, Miruna, vai, nu pot să accept. Este. Puneți-o la locul ei, mai bine vin eu și vă spun. Hai să spun un lucru. Țin foarte mult. Corect, degeaba știi dacă scrie așa, mai bine stai în banc. Uite, uite câte ori. Și nu uitați. Nu uita că se filmează. Exact, n-am înțeles. Și, noi și avem de, mare grijă. Deci dacă mă puneți pe mine, vă scriu așa de frumos. Nu, o și să scrie ea. Da? O să scrie ea frumos de aici încolo. Deci x plus y, am corectat da. Ce era plus. X plus y. Pe y era... Cât am zis noi chestii? 3 pe 2. Egal cu 3 pe 2. Și eu am cerut, în etapa următoare, x plus y, x pătrat plus 2xy plus y pătrat supra y pătrat. Văzând că aici este y pătrat, parcă a fost asta toată la pătrat, zic și eu. Da. Dar trebuie să vedem dacă x plus y la a doua, aici apare un semn de întrebare. Aici vreau să scriem ca x plus y la a doua plus 2 ori x ori y supra. De unde? Ai văzut pe x pătrat și da, y pătrat, da? Irina, adică o, așa tu spui. Dacă am 4 plus 9, care înseamnă, Irina, cine? 4 plus 9 face 13. Da? Da. Dar 4 înseamnă 2 la a doua. Plus 3 la a doua. Plus 3 la a doua. Și tu da. Zici că fac. Și tu spui că face 2, 2 plus 3. 3. Corect, totul la a doua, da? Totul la a doua. Nu, taci un pic. Și egal cu 5 la a doua. 5 la a doua. Păi tot una? Nu. Păi vezi? Asta e numai când se... Când se mulțește. Dar la adunare niciodată. Să ștergem ca să nu văzut nimeni. Da, revizăm, profesor. Ca să nu o văzut nimeni. Nu știu totuși, Miruna, apropo de x plus y totul la a doua. Ia să scriem, să vedem noi. X plus y totul la a doua. X ia uitați plus y totul la a doua. Iarăși, egal cu. Ce înseamnă, de fapt? Nu știu. X plus y, pe la a doua, copii. Băi, ce înseamnă la a doua, ceva la a doua? Înseamnă că asta se mulțește din însuși, nu? O parante. O parante, o parante, parante. Mirna, mai strâns puțin, mama. Da, X plus y, pe lângă X plus y. Ba, se vede. Da, și hai să mulțim cele două paranteze. Și am învățat cum spuneți. X la a doua plus y. Atenție, atenție, nu, păi luăm pe primul AD și mulțim cu amândoi de aici până celălalt și mulțim. Mulțim și mama, cine vă paranteză. Mama, mama păi zis. X-ori X cât e Miruna? Miruna? Da. Nu mai spui prostii, te rog, dacă ești obosită, să treci la loc. Nu, 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 n
Deci X este egal cu X pătrat. Vorbește. Plus X ori Y. Plus XY, da. Plus Y ori X. Ei, tot XY. Y ori X să lăsăm așa. Da. Bă, ce ușor. Și egal mai departe. Și egal cu, termin la fel. X la a doua, da. Plus X la a doua, plus X ori X la a doua. De ce la a doua? Pentru că X plus Y. Umăr plus umăr. Da, și domeni, adică X ori Y. Atât. Și nu umăr. Da. Două mere. Două X. Doi ori X ori Y. Dacă ai fost înmulțit, e una. Dacă ai fost XY, înmulțit cu XY și am X pătrat ori Y pătrat. Păi, umăr plus umăr. Deci este X pătrat plus Y pătrat plus 2XY. Ce mai acolo? Păi ia uita, exact asta, ai aici o formulă, măi copii, doar am mai făcut când am făcut și triunghiul ăla al lui Pascal. Al lui Pascal. Da. Așa, da? Pascal, așa da, se numea ăla. Găsit formule. N-am făcut, noi nu le-am demonstrat pe toate și la a treia și da, la a patra. Nu ne-a zis toată. Și egal cu X plus Y la da, a doua. Da. Deci și egal cu... ai dreptate, dar eu am făcut acest lucru pentru tot că am avut ocazia să vă reamintesc formula aceea, exact, da? Să vă scria. Deci, acum am Miruna, știind asta de aici, zic că egal mai departe cu X plus Y, Y la a doua, la a doua, supra Y, da? X plus Y la a doua, că am demonstrat că este așa, da? Da. Totul supra, Y, y la a doua, și egal mai departe, de asta la a doua și asta la a doua, poate să fie scris asta ca X plus Y supra Y, totul la a doua. Nu? Da, și noi știam că X plus Y supra Y. Dar X plus Y supra Y este de așa 3 pe 2. 3 pe 2. Deci face egal mai departe cu 3 pe 2, totul la a doua. Și tot acolo. Și este egal cu 9 pe 4. Da, copii, dar domnul profesor a vrut să vă arate că X pătrat plus 2 XY plus Y pătrat e de fapt X plus Y totul la pătrat. Că voi de acum o să începeți să formule și să știți. Sigur că da, să-mi facem... Să începeți să merg, adică să facem un pas. Da. Am insistat pentru că sigur că a fost mult mai ușor distribuirea. Distribuirea a fost chestiunea de mână. Nu la toată lumea distribuirea. În urma exercițiului făcut de noi, distribuirea numitorului a fost o treabă deșteaptă. Că am învățat voi din experiența anterioară că putem face asta. Și în data a apărut X pătrat pe Y pătrat, pe care ai putut să scrii ca fiind X pe Y totul la pătrat, și 2XY supra Y pătrat, Y cum se duce, și vine 2X pe Y, și pe urmă Y pătrat cu Y pătrat face 1, calcul foarte elegant, foarte frumos. Dar am câștigat în clipa în care m-am întors, că nu degeaba am aflat X plus Y totul pe Y cu cine este egal, nu? A fost și varianta aceea, când ne-a dat 3 pe 2, cum am zis mai departe, că am distribuit numitorul, X pe Y, adică 1 pe 2 plus 1, dar, tot atât de bine X supra Y, egal cu 1 pe 2, am să fac încă o manevră și să spun că am o idee de la proporții derivate, pot să adun numitorii la numărători. Iată observații, dacă mi-o făceați, era teribil de spectaculoasă, frumoasă, interesantă. Adunând numitorii la numărători. Nu știți bine când am propozit da, derivate? Da, derivate, da, corect. Deci de aici înseamnă că și X plus Y supra Y este egal cu 1 plus 2 supra 2. Corect. Și egal cu 3 pe 2. Iată că de rapid. Corect. Da? Da. Deci, de la proporții derivate, știm bine că dacă am o proporție, adunăm numitorii la numărători, putem scădea, putem exact și cu un număr la și sus și facem această operație. Am făcut noi multe chestii de astea la rapoarte și proporții. Corect. Da? Cred că ne oprim aici da, și să mulțumim pentru ziua de seara asta, foarte frumoasă. La revedere, mulțumim și nu uitați like și share. Și nu uitați like și share, da? O seară plăcută! La revedere!